Delia și Liviu sunt tot mai bine împreună, suspect de bine am putea spune după cum uh, sunt priviți și de către cei uh, lați din casă și uh, de către cei de la Caprici. Ați văzut că doamna Ioana continuă să-i atace și să spună că nu crede în uh, relația lor și că ar fi uh, falși. I-am văzut în dormitorul mamelor, acolo la patul doamnei Viorica, se uitau la niște fotografii, la un moment dat a violat o fotografie, am îmbrățișat-o pe Delia, mai apoi am văzut în baie cum adunau niște rufe și le puneau într-un coș. Mă rog, fac tot felul de activități de genul acesta, petrec aproape tot timpul împreună când, sau chiar tot timpul împreună când sunt deschise ușile. Mai apoi am văzut la masa din Bucătărie unde, ca o portocală, la fel de apropiați și de atenți unul cu celălalt. Din punctul meu de vedere, dacă e să joace careva dintre ei vreun rol, înseamnă că joacă foarte bine, dar mai este timp încă să ne lămurim cei care suntem mai sceptici sau care nu avem încă încredere totală în. Liviu, să spunem, pentru că mai sunt anumite semne de întrebare asupra lui, și am văzut că mulți dintre urmăritori încă mai sunt sceptici în privința sentimentelor lui, însă cred că Delia este cu adevărat îndrăgostită, sau cel puțin eu așa o văd în momentul de față. Și iarăși vă repet, dacă cumva careva dintre ei mimează această stare, o face foarte bine.